Porunca a opta. Să-ți respecti părinții și să îți ajuți semenii. Aici vorbim despre sănătate și solidaritate socială. Economia pierde anual circa 18 miliarde de euro din cauza stării proaste de sănătate a populației. Voi cere alinierea bugetului sănătății la media europeană de 6%. Nu mai vreau ca România să fie țara cu cei mai prost plătiți medici și cu cele mai slab aranjate spitale. Plecarea medicilor și asistentelor medicale devine pe zi ce trece o tragedie în România. Medicii și asistentele migrează în masă, circa 4.000 pe an. Ținând cont că plecarea medicilor ne-a costat până acum 1 miliard de euro, bani investiți în pregătirea lor, per total, dacă le creștem salariile, care ajung pentru cei 4.000 de medici care pleacă anual din țară la 250.000 de dolari, vom face o mare economie. Repet, crescând salariile la 4.000 de medici care pleacă anual din țară, ajungem la 250.000 de euro. Câștigăm bani pentru că plecarea lor ne costă 1 miliard de euro pe care i-am investit în educarea lor. Despre pensii, cum se spune, banul omului e dreptul omului. Pensia este un bun economisit și nu este un cadou de la stat. Statul trebuie să-i respecte pe cei care o viață întreagă au trudit și au muncit. Singurele asistență socială, singurele categorii pe care statul trebuie să le ajute sunt patru. Bătrânii, copiii, bolnavii și cei cu handicap, persoanele cu handicap, atât. În toate cazurile, mai ales în ultimul, persoane cu handicap, vorbim de cazuri reale și nu inventate.